medicina juridice pe astăzi cu ordinea de zi, din 24.06.2021. Okay. Avem 6 puncte. Punctul 1. Ce se întâmplă? Aprobarea procesului verbal într-o aprobarea procesului verbal privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Podul din data de 27.05.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Acum trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Podul pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021, inițiator primar Nicolae Julian Narcisa. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general al Comunei Poduri până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și reluării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării infrastructurii cablu cu fibră optică aeriană în localitățile Bucșești, Buleni, Cernu, Cornet, Negreni, Poduri, Provozești, Valea Șoșii. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata de inflație a sumelor aferente impozitelor și taxelor stabilite în sume fixe pentru anul 2022, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut rezultate bune la bacalaureat și capacitate, precum și cadrelor didactice care i-au acordat. Iar la punctul 7 avem diverse. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale, Comuna Podul, pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, convocată cu data de 25.06.2021, și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. Inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Da, o să vă prezint eu. Bună ziua tuturor, bună ziua celor care nu ne-am salutat încă. La acest prim punct este vorba de aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație SC CRAB 2019-2023, precum și planul de administrare. Noi avem aici o anexă pe care ei ne-au dat-o. Este vorba de planul pe care l-au făcut ei, noi fiind membri ADIR, trebuie să dăm un vot pentru acest plan și pentru de administrare al CRAB-ului. Este o formalitate, cum am dat și în fiecare an, așa că dacă doriți să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem mai departe la punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general al Comunei Podul până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Da, o să vă spun tot eu despre acest lucru. Știți că la un anumit număr de ani, planul urbanistic zonal, el se prelungește sau se mai adaugă, se mai ia, se mai...
Știți cum se mai schimbă granițele dintre, nu dintre comune, nu dintre orașe, se schimbă granițele dintre extravilan și intravilan, pentru cine nu știe despre ce este vorba. Noi lucrăm la planul urbanistic zonal, iar până când se termină planul urbanistic zonal, care se va termina, din ce știu eu, în august-septembrie, de cam asta ar fi data la care se termină, trebuie să aprobăm planul urbanistic general. Adică lucrăm pe acel general până când acesta nostru zonal o să fie gata. Au fost mai multe cereri privind trecerea din extravilan în intravilan. Majoritatea cererilor care au fost depuse de cei din Comuna Poduri, eu am mers mai departe la acolo unde firma respectivă face acest plan și am soluționat aceste cereri. Dacă dumneavoastră credeți că în decurs, să zic, de o lună mai sunt cereri care ar trebui să fie soluționate și dacă pot fi soluționate, eu vă rog să veniți și să-mi spuneți, pentru că putem face ceva. E mai ușor pentru cei care construiesc acum să construiască în intravilan decât în extravilan. Asta este, de fapt, ideea în sine. Mai ales acum este destulă lume care vine din străinătate în perioada aceasta de vară și vine din străinătate acasă. Sunt care se apucă de construcții, care au autorizațiile deja făcute, iar dacă încă nu au autorizația făcută și cred că pot trece terenul și putem vorbi pentru planul urbanistic, atunci să vină și să depună cererea respectivă. Vă mulțumesc frumos! Cine este punctul? Potriva, abține. Mergem mai departe la punctul 3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru, de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Noi am făcut un referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității. Deci, repet, cuvântul este vorba de neasumare a responsabilității. Este vorba de acele contracte care se fac, acele licitații care se fac pentru lapte, corn, ce se întâmplă pentru școli, și atunci cred că este în responsabilitatea Consiliului Județean, pentru că ei sunt cei care fac la nivel județean aceste licitații, și atunci noi, să zic, ne absolvă de responsabilitatea aceasta, și de asta am făcut un referat de aprobare și cred că și dumneavoastră sunteți totul de acord ca cei care fac acest lucru să fie cei de la Consiliul Județean. Pentru achiziționarea produse, pentru contracte, pentru atribuirea contractelor. Cam asta este ideea și cred că ați înțeles despre ce este vorba. Nu. Da. Deci, mă rog, cine este pentru? Mai departe, punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării infrastructurii cablu cu fibră optică aeriană în localitățile Bucșești, Buleni, Cerc, Cornet, Negrei, Codul, Cotrozești, Valea Șoșii. Inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Cei de la RDS, ESA, RCS și RDS au cerut această autorizare. De fapt, au cerut-o de la Consiliul Județean. Da? Consiliul Județean le-a impus ce trebuie să facă și ce avize trebuie să ia pentru a face acest lucru. Este vorba de fibră optică aeriană, nu este vorba de pe subteran, ca să ne facem probleme, pentru că știți că acolo unde a fost subteran ne-am făcut probleme. În mare parte eu sunt de acord dacă acest lucru ajută în ceea ce privește partea de semnal, partea de o comunicare mai bună între și a telefonii, eu nu am nimic împotriva a face acest lucru. Ei sunt cei care lucrează și cu și la sondă, acolo au pus o antenă. Asta este ceva pentru viitor, nu este să înceapă. De pe a început documentația. Eu vă spun, dacă într-adevăr este în ceea ce privește îmbunătățirea serviciilor, este un lucru bun. Este foarte multă lume care și din Cernu și din alte sate un pic mai îndepărtate
De fapt, și din alte sate un pic mai îndepărtate, că nu am semnal nici aici la primărie. Deci, ca să spun, nu-i semnalul bun nici aici. Dacă lucrurile astea s-ar îmbunătăți, eu am această disponibilitate și cred că și dumneavoastră, pentru a da acceptul să facă ceva bun pentru noi. Este vorba despre această firmă, e o firmă RCS și RDS. Nu pot să vă spun foarte multe lucruri despre ei, când prea știu, mai ales lucrurile astea, mai ales că am avut problemele pe care le-am avut cu ceilalți și au ieșit atâtea scântei pe aici, prin comună, și până la urmă eram de vină eu că nu s-au înțeles ei sau că economia de piață îi face să ajungă la o concurență dintre asta în care s-ar pe la scandal. Încă o dată spun, să trecem la acest lucru, este vorba despre rețeaua de fibră optică aeriană și intenționează să amplaseze infrastructură cablu cu firmă optică aeriană în localitățile Bucești, Buleni, Cernul Cornei, Tecreni, Podul, Prohozești, Valea Joși. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata de inflație a sumelor aferente impozitelor și taxelor stabilite în sume fixe pentru anul 2022, inițiator primar Michelin Julian Narcisan. Da, știți că noi, la nivel de Comuna Poduri, de câțiva ani, nu doar acum, nu de anul acesta, și de ani dinainte de din celălalt mandat, nu am ridicat cu nimic impozitele la Comuna Poduri. Asta nu înseamnă că le ridicăm astăzi, deci nu are nicio relevanță asta. Nu am fost de acord cu aceste indexări pentru impozit, deoarece știu că oamenii nu o duc chiar atât de bine încât să tot punem biruri pe capul lor. Asta este unul dintre principiile mele. Doar că în momentul în care legea și inflația crește și noi atunci trebuie să ajungem să fim pe aceeași undă cu ei. Deci dacă inflația, și știți cum e, în funcție de euro, în funcție de cum crește leu, cum crește, sunt o grămadă, deși cred că este foarte multă lume care se uită la televizor și vede despre ce este vorba. Din punct de vedere legal, în codul fiscal, din legea 227 pe 2015, au apărut modificări la rata de inflație pentru anul fiscal anterior. Datorită acestui lucru, conform datelor Institutului de Statistică, rata inflației a fost de 2,6%. Asta este 2,6%. Deci, se propune pentru anul 2022 ca nivelul impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei, cât și limitele amenzilor să fie indexate cu rata inflației de 2,6%, conform anexei pe care aceștia ne-au predat-o. Încă o dată spun, este vorba de codul fiscal, nu este vorba de noi. S-a făcut treaba asta, cred că în fiecare an, pentru că în fiecare an am avut... Acesta este un efect al legii pe care nu putem să trecem cu vederea și nici nu putem să nu luăm, să nu ținem în considerare. Suntem obligați să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Mergem mai departe, punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea unor stimulente financiare pentru elevi care au obținut rezultate bune la baccalaureat și capacitate, precum și cadrelor didactice care i-au acordat. După cum știți, fiecare an noi am la fiecare final de an școlar, elevii care au avut note foarte bune la capacitate, elevii care au terminat cu medii foarte mari, de 9 și 10, au fost și cei de la bacalaureat, au fost, să zic așa, s-a dat un stimulent, nu, măcar așa din partea noastră, un fel de validare a eforturilor pe care ei le-au depus în acești ani. Nu cred că o să fie probleme nici în anul acesta. Sunt convinsă că din elevii noștri vor obține note foarte bune la examenele de capacitate și la bacalaureat, pentru că nu este prima dată. Eu m-aș bucura ca să dau și stimulentele astea să fie în număr cât mai mare, deoarece, așa cum știți și dumneavoastră, eu chiar sunt legată de școală și nu numai că sunt legată de școală,
ca să ajungi la notele pe care, pe care le obții să fie de 9 și de 10, vă spun eu, sigur este muncă la mijloc. Nu poate cineva să spună că nu există muncă și că nu există capacitatea de a, să nu zic de a toci, dar capacitatea de a munci. Cred că asta este cel mai bine, așa este cel mai bine spus. Având această capacitate, noi măcar atât să putem să-i chemăm într-o ședință pe acești copii, cred că mai mare însemnătate este că vin aici alături de noi. Suma și sumele niciodată n-au fost exorbitante, dar măcar au fost un bun lucru prin care s-au văzut și ei că sunt apreciați de către noi ca și conducerea Comunei Poduri. Eu vă mulțumesc. Când o să fie atunci, când va fi atunci dezbatere și când vom avea rezultatele, vom vorbi pentru fiecare în parte și atunci vom discuta ce sumă și care sunt copiii și numărul de copii. Am propus să facem și pentru, și pentru cadrele didactice, vedeți că avem aici și pentru cadrele, deoarece am propus acest lucru mai înainte, de acum cam 2 ani, nu s-a materializat pentru cei cu olimpiadele, de ce? Pentru că s-a trecut cu vedere, dar de fapt nu s-a trecut cu vederea, a fost problema cu pandemia, iar având în vedere aceste probleme cu pandemia, atunci nu s-au mai ținut nici ședințele, nici olimpiade, totul a fost sistat. Și de aceea să reluăm așa cu încetul aceste lucruri pentru copii și pentru cadrele didactice. Vă mulțumesc frumos pentru cine este de acord. Potriva. Mai avem discutat la punctul. Da, trecem mai departe la diverse... Nu, nu se mai la punctul ăsta. A, la punctul ăsta. Bine, vă dau cuvântul. Da, deci eu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna primar. Le urăm baftă celor cu bacul și cu capacitatea și aș dori să ia cât mai mult note mari și să creezi într-adevăr o gaură, să spunem, în bugetul primării, că o să suportăm până la urmă, dar să fii cât mai mult premiați. Să fie mândri de comunale. Exact, de viitorul comunii. La ce capacitatea e fapt pe consolanța, la ceilalți le urmă da. Sunt ce ați zice, da. Asta a fost faza acolo. Da. Vrea cineva să mai zic ceva la punctul 6, să mai adăugi ceva? Trecem mai departe la diverse? Da, la diverse aș dori tare mult să-mi permite, domnul președinte și stimați colegi, mi-am notat aici multe, multe probleme, am să încerc să fiu foarte scurt. Și nu știu cu ce să încep, cu campionul național care și-a pierdut viața la Slănic, Moldova, în apele acelea învolburate, la concursul de off-road, dacă pronunț corect, și eu zic că un cuvânt greu de spus ar fi avut prefectul Bacăului, Leonard Bulai, sper să nu greșesc numele. Adică eu, în locul domnului prefect, eu suspendam această competiție și campionul național rămânea în viață. Apoi să încep tot cu viiturile astea deosebite cu care ne confruntăm și ne-am confruntat în perioada trecută. Ce să vă povestesc? Că toată apa pluvială din dealul bisericii vine spre pod la Lăcătușul, familiile de acolo și că este din gard în gard este apa. Acele case care au spre nefericire sunt puțin mai joase, totul este inundat pe zona aceea. Noroc cu băieții de la programul GAL, care îl definitivăm și astăzi, am înțeles, domnul viceprimar, că începe asfaltarea. Ce pot să spun? Că au pus băieții niște șansuri dintre acelea betonate, articulate casete din beton, numai că le-au pus 20 de metri mai la vale și au desus toată porțiunea aceea spre Ghimbășoi, făcută de doamna primar, de domnul viceprimar și de administratorul comunei. O să o refacem și pe aceea, să dea Dumnezeu să fie bine. În schimb, ce m-a uns pe suflet în perioada asta grea, a fost efortul doamnei primar, a viceprimarului și a administratorului comunei, domnul Vasilică,
Atunci când i-am văzut, eu mobilizasem ca virgulă consilier toți cetățenii de pe strada noastră, mai puțin doi care m-au refuzat, că ei nu, le-i rușine să pună mâna pe măturoi și să măture strada de Petru și toată mizeria de pe stradă de acolo. Nu mai spun de materii fecale și altele, că domnul polițist Paris atunci dă drumul la grupurile sanitare și respectiv la altele și nimeni nu ia nicio măsură. Eu aș trimite poliția locală, națională și poliția noastră locală să-i dea 100 de milioane amendă. Toată mizeria se adună în fântâna de la Puiu Lovin, Dumnezeu să-l odihnească, Șofran, cum îi zicem noi, și la ruda lui domnul Nelei, în partea elaltă, unde țin băieții utilajele. Absolut totul. Și la oameni, în curțile oamenilor. În loc să miroși o floare, miroși, iertați-mă, nu mai spun. Când am văzut pe domnul Vasilică cum manevrează acel mastodont nou, buldozerul nou, a rămas impresionat. Când am văzut pe doamna primar venită de la Cernu, plină de noroi pe încălțăminte și pe celelalte, la ce faceți, doamna primar? Am venit să văd și la dumneavoastră și să facem un piculeț de curățenie pe toate aluviurile pe șanțul de la Marcu la Vale, pentru că n-are pe un scurg apa. De asemenea, în discuția cu domnul viceprimar și cu domnul Ababe, au venit soluții bune pentru a face din acea zonă să nu mai fim la orice viitor, la orice ploaie, să fim bătuți de soartă. Nu vă puteți imagina că nu pot să deschid un geam să aerisească că tot pământul din curte și de pe stradă miroase de țianasul. Cinste conducerii Comunei Poduri, cinste doamnei primar. Și vă spun că cetățenii care sunt în zona aceea unde sunt și consilieri, am măturat și am curățat strada mai ceva ca în curte la noi. Și aș dori să-i nominalizez în fața Consiliului Local pe Aurel, pe Anișoara, pe Dana fiind soția lui Puiu care a murit, Ionica, soția Cătălina și alții. Numai doi de pe strada noastră care au burțile mari n-au binevoit să pună mâna pe mături alături de noi, că le e rușine sau le e greu. De asemenea, se asfaltează astăzi, cred că nu, domnul viceprimar, prin programul GAL, această lucrare foarte grea. Dumneavoastră ați aprobat nu știu câte zeci de milioane suplimentare sau la programul acesta adițional, la lucrarea asta foarte grea. Și cetățenii din zonă, din partea aceea care odată era uitată de lume, vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră, consilierilor și conducerii comune. Privind fibra optică, poate mă ajută și domnul inginer Stăpan. Domnule, eu am următoarea părere. Și eu și domnul primar Dobrovăț am lucrat când s-a adus fibra optică în comună pentru telefonia aceasta. Am trecut de la telefonia cu centrală, de la centralist, am trecut la automat. Este spre mândria mea, șeful Teleconstrucții Bacău, domnul inginer Mircea Șova, care mi-a fost elev și l-am învățat fizică, este directorul acestei firme. O firmă extraordinară. Habar nu am ce cu ăștia, cu GSM sau ce a spus doamna primar pe acolo, EDE sau cum se cheamă, să nu cumva să dea Dumnezeu să fie în spatele acestora numai cei care profită de anumite sume enorme de bani, dar să facă treabă. Eu am încredere în Mircea
zicea Șoma, în teleconstrucție. N-am încredere în Rom Telecom, n-am încredere în nimeni. Dar să vedem ce va fi pe viitor. Privind acești copilași care trebuie stimulați, da, doamna primar, votez cu două mâini acest lucru. Pentru că ei sunt viitorul nostru, al comunei. Ei sunt viitorii consilieri, viitorii viceprimari, primari acestei comune. Dar am ceva pe suflet și pe creier care efectiv, nu știu, să mă ierte Anișoara, profesoara de română, că e lângă mine, să învățăm pe copii la școală să respecte oamenii satului, Doamne dragă. Trec pe lângă oameni, indiferent că se zice, bună ziua, Hristos a înălțat, Hristos a înviat sau alte forme. Domnule dragă, eu nu pot să uit când domnul Vasile Bujor, tata profesorul Alexe Bujor, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, i-a spus nevestii mei, băi, Augustin, vezi că fata ta nu prea dă bună ziua, bă. Ea s-a recut să dă de bună ziua mai încet, așa, era colegă de clasă cu Marlena Scorțean. Erau premiantele clase. Un minut, am înțeles, restricție de timp, am crezut că e sărbătoare și avem timp. Vă spun la modul foarte cinstit, acum, dacă treci pe lângă un grup de copii, e stare să arunci cu pietre, domnule. Nu am eu pretenții că sunt fost un profesor la școala asta, 18 ani director sau cât am fost. Nu, domnule dragă, dar pe lângă persoanele mai în vârstă. Să învățăm, nu sex cum vrea domnul Mâțu Câțu, cum îl cheamă pe primul ministru. Nu, să învățăm regulile de comportament civilizat în societate. Mă scuzați, doamnă. Vă mulțumim frumos, domnul. Două cuvinte, mai am și gata. O să-ți placă, Ionuț. Alocațiile copiilor, pensii și toate celelalte salarii la stat cu rata inflației, nu s-au făcut. Dar la impozite, hai să facem. Și acum, seara când stau și n-am somn, încerc să scriu, Ionuț, câteva lucruri despre vremurile care le trăim. Și ascultă, Ionuț, că ești președinte de ședință acum. Deschidem mall-uri, închidem școli, biserici și fabrici. Exportăm aur, dar importăm gunoaie. Exportăm muncitori, a se vedea sparanghel la Madame Merkel, importăm refugiați din țările africane. Ei exportă bani, multinaționale, noi importăm datorii, 132 de miliarde, domnul prim-ministru s-a împrumutat. O fi bine? O fi rău? Spuneți dumneavoastră. Deci, ei exportă bani, noi importăm datorii. Datorii cât cuprinde. Și vă întreb pe dumneavoastră, răspundeți. Ce suntem? În ce țară trăim? Mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Vreau să aduc la conștiință că l-a dispensat, s-au făcut și anforat, s-a pus discuția. Sunt înfundați de mult timp și acum toată înfundă și podul de la Vale, care e ulița, care a trebuit făcut ceva, nu știu, făcut un cămin de la deal de șanță acolo ca să preia nisipul, să nu se mai ducă. Da, să se pot da afară biscuiță, ce-i cum să zice, da, așa. Da, da. Și desfundat și anforat, da. Cu geaba pe acolo și o să strece și asfaltul. Atât. Mai vrea cineva să mai... Doamna, primar, spuneți, așa. Apele care au venit acum au făcut multe necazuri în comună. Din păcate și mulți locuitori își cam pierd răbdarea și când ninge și când apare astfel de probleme, în prima
fază, vrea să fie curat la el în poartă. Au fost și privare acolo, au fost multe la gază, au fost treabă foarte bună acolo. Deci, să avem mai multe înțelegere pentru un foarte bun meseriaș. Referitor, azi a fost un punct pe ordine de zi cu locuințe, cu intravilan, extravilan. Nu pot să înțeleg cum în centrul comunii sunt zone de extravilan. E o chestie care mintea mea nu poate să priceapă treaba asta. De exemplu, la Alba, acolo, spre Vareșor și spre Trofoneni, acolo, cunosc foarte exact treaba asta. Băi, în mijlocul satului, acolo, în zonă de cât informalități, cât durează treaba asta până să face transformarea asta, e chestie care, nu știu, nu înțeleg. Iar referitor la firma asta, ES, cum se spune acolo, de-a lungul timpului au fost foarte multe scandaluri la televizor, foarte multe procese. Nu știu, poate, referitor, l-a spus domnul meu, firma care a fost, nu știu dacă e cea mai bună lege sau mai trebuie studiată pe problema. Nu, departe de mine de a mă pricepe, doar am pus așa, îmi pune o întrebare, de ce a fost atâta mediatizare, atâta scandal, atâtea procese, nu știu. Firmele astea la altfel nu au semnal în toate zonele și ei sunt cei mai buni. Da. De asta se ceartă între ei. Da, ei vor să vină pentru că sunt cei mai buni. Eu am telefonul la Digi. Digi nu există mâine. Nu, pentru că este... Da, am să... Mă vizat de ce spunea domnul Nelly, cât mai bine să fii, cât mai mult de firme, pentru că până la urmă e concurență și acum poți fi vorba și de preț până la urmă și de calitate semnal pentru internet, telefonie. Da, da, asta mi-a pus întrebare. Nu pot să-i firmea să nu, am văzut. Pe vii da, acum pentru problemele pe care le-ați ridicat un pic și ați vorbit despre ele, am să vă spun eu câteva lucruri. Zilele astea, după cum ați observat și ați simțit pe propria dumneavoastră piele, au fost probleme cu apele și au fost probleme cu drumurile care s-au stricat. Pentru că, așa cum știți, s-a rupt un nor aici, chiar deasupra la Măgura, iar toată apa care a venit, a venit pe partea noastră și a înfundat de la podul Comoriței. Noroc că am avut făcut podul de la Rusăiești, pentru că dacă podul de la Rusăiești nu era făcut cu două săptămâni înainte, cred că lua podul cu totul și așa a mâncat iar pe dedesubt și iar trebuie intervenit acolo. Este foarte important ca oamenii să aibă răbdare. Nu se pot face lucruri în ziua în care și plouă, dar nu numai și plouă, încă nu se terminase ploaia și toată lumea a început să se spună. La mine e șanț, la mine sunt locuri unde se putea trece cu mașina și au început să pună postări pe Facebook că nu pot să iasă și că sunt blocați. Păi blocați au fost oameni și bătrâni care stăteau pe partea cealaltă de drum și eu mă uitam la ei și nu puteam să ajung acolo pentru că trecea apă foarte mare. Erau blocați aia de la Cărăbănești, unde oamenii nici n-au mai spus nimic și erau chiar izolați și au luat traiștea în spate și mergeau pe o cărare. Aia sunt unde sunt blocați, nu unde este drumul și are două, trei pietre sau o gaură pe el, pui piatra că nu poți tu să ieși pe... să nu poți să-ți lași mașina un pic mai încolo și să stai o zi, două până când facem, până când reparăm. N-avem nici 100 de utilaje, am mai intervenit și pe la altă lume, știți că de fiecare dată când au fost și inundații, deja tot timpul s-a intervenit. N-a stat nimeni acasă. Este foarte adevărat că într-una din zile, fiind sărbătoare foarte mari, nu am vrut să scot utilajele până la ora 2, până nu s-a terminat slujba și nici nu o să le scot niciodată. Atâta timp cât este slujbă, nu scot utilajele. N-am avut ce ne face cu tot de gura persoanelor, că haide acum, că nu poate să iese, că acum, unde au fost problemele foarte mari, s-a intervenit de fiecare dată. Așa cum am putut noi, și ziua și noaptea, n-a stat nimeni acasă. În momentul în care s-a întâmplat să plouă, în vineri sau nu mai știu când, vinerea, când a început ploaia aceea mare și când podul la Comoriței s-a înfundat acolo podul, de ce s-a înfundat? Pentru că pe toate albile de râu, lumea în loc să ducă gunoiul unde trebuie să-l ducă, îl duce pe albia de râu. Toate gunoaile astea acum, pentru că n-au mai fost ploi, toate s-au izbit acum de tuburi de astea și toate le-au înfundat. E o mare problemă. Tot ce au curățat oamenii prin grădini, prin asta, nu au făcut și nu au dat foc, nu-i de așa să făcea, să dădea foc în grădină, la frunze, la... Acum le aruncă. Asta e una dintre... Și așa plătim o grămadă la Romprest. E unul dintre cele mai proaste vreodată făcute contracte și cele mai proaste care nu au un cadru cum trebuie pentru om. Și așa avem destule probleme. Și așa susținem noi, ca și primărie, cu bani din bugetul local, susținem gunoiul ca să nu să ajungă la faza care să nu mai vine să spună operatorul că nu mai vine pentru că n-am plătit.
Dar haideți să ne civilizăm, una la mână, a doua la mână, mă uit chiar de la intrare și până aici, mă uit că foarte puțin și-au posit în fața porții. Până acum n-am dat niciodată amens, n-am dat niciodată, dar vă spun că începând de acum și probabil că această ședință este în direct, eu vă spun că de acum începând, cu riscul de a deveni antipatică sau cum vreți dumneavoastră, cu riscul, acest risc de acum se vor pune amenzi acolo unde lucrurile nu sunt făcute cum trebuie. Până la urmă este pentru noi și pentru menținerea curățeniei și în fața porții și a comunei și peste tot. Dar haideți să punem mâna pe treabă, nu mai veniți la primărie să spunem, domne, vii să-mi cosești în față, că n-am 100.000 de oameni și ajutorul social. Hai să facem cu ajutorul social. Ce să facem cu ajutorul social? Că mai sunt la ajutorul social foarte puțin, majoritatea sunt bolnavi și sunt ținuți pentru că au probleme de sănătate. Ce să facem? Să-i dăm jos cu probleme de sănătate și pe urmă când au probleme vin tot aici la primărie ca să-i îngrop, ca să-i țin în spital, ca să facem asta pentru un milion care se dă pe lună cu ajutorul social? Este foarte ușor de vorbit de pe margine și de pe marginea șanțului. Dar invit pe cei care fac lucrurile astea să vină aici să vadă care e treaba. Dumneavoastră știți, pentru că ați trăit lucrurile astea și le știți foarte bine care sunteți aici. Știți despre ce e vorba. Vorbesc despre cei din comună. Trebuie să fim un pic mai responsabili. E ușor să tot ceri. Hai la primărie. Eu ajut cât pot. Asta nu înseamnă că putem să facem ceva ce a făcut ploaia în ziua respectivă. Îți trebuie câte o săptămână, două, ca să poți să repare, având în vedere faptul. Acasă. Am ajuns să intrăm într-o fibrilație și într-un stres când vine ploaia și vine zăpada, dar trebuie să ne mai și gândim că mai suntem, toți suntem oameni, nu numai în fața porții. În fața porții punem mâna pe lopată că nicio problemă. Și eu am scos apă cu găleata și eu am dat cu lopata, am dat cu sapa, nu cred că e o problemă asta. Chiar din punctul ăsta de vedere știți toată lumea, vă rog frumos, acum să vină, am înțeles, este foarte ok, am înțeles, cel mai frumos e să vorbim frumos unii cu alții pentru că începe acea, dar de ce nu vii la mine, dar de ce nu, că eu plătesc și sunt contribuabil și plătesc aici. Eu am văzut care plătesc și care au datorii și aceia țipă cei mai tare, care au cele mai mari datorii, credeți-mă, deci care au datorii peste 10-15 milioane aici, aceia țipă cei mai tare. Nu este corect așa. Haideți să fim corecți toți, de la un capăt la altul, să vedeți că altfel lucrurile vor fi. Dar am avut drumul județean blocat. Doi stâlpi de la Telecom au căzut, fiind stâlpii vechi, au căzut, a trebuit să intervin până și am sunat și la 112, am stat jumătate de zi ca să putem rezolva problema cu Telecom. Nu e așa de... Adică e ușor, e foarte ușor să facă primarul. Ok, eu fac. Ce se poate face, n-am spus că nu fac. Și nici nu m-am dus acasă să stau, să mă uit la televizor cum vine apa la poduri. Cu încetul vom rezolva fiecare problemă în parte și cred că toată lumea a văzut acest lucru, dar cred că trebuie să o mai implementezi un pic mai tare în subconștient, pentru că lucrurile se vor face. În altă ordine de idei, acum, într-o oră, două, o să avem asfaltul pe Brănești. Este un proiect foarte greu, realizat foarte greu. De fiecare dată când am dat bani pentru proiectul ăsta, mi-am pus mâinile în cap, dar văzând acum rezultatul final și ce lucrări s-au făcut acolo și despre ce este vorba, cred că este un proiect, să spun așa, o realizare mai mult de nota 10, gândindu-mă și la inundațiile care au fost în 2018, când acolo drumul a fost luat absolut de tot și numai, deci chiar nu mai puteai să treci nici cu piciorul. Deci rămăsese casele și au rămas din case și gardă. Vă invit pe dumneavoastră care n-ați fost, chiar vă invit să vedeți prin ce am dat banii și din bugetul local și prin GAL. GAL-ul a fost o parte din cei care ne-au ajutat, dar partea noastră a fost una consistentă și o să mă duc acum, am venit înainte de a veni la ședință, am fost acolo la drum. Probabil că acum, imediat ce mă voi duce, voi vedea partea aceea, cum le-am spus și oamenilor care, vă spun sincer, erau nu încă bucuroși, tremurau oamenii și au spus după atâția ani și cineva s-a uitat la noi aici cum suntem azvârliți în satul Brănești. Nu, m-am uitat la toată comuna, și la Brănești, și la Bușești, și la Cernu, la toată lumea, numai că depinde de bani, depinde de documente. Acest proiect, ca lumea să înțeleagă, acest proiect de la Brănești durează de vreo 3 ani. Nu e acum, de 3 ani, de 4 ani, durează de foarte mult timp până când faci documentația, până când te apuci, până când și după asta încep diferite documente de făcut și acte. Nu e chiar așa de simplu. Am zis, s-au făcut într-o săptămână și uitați-vă, 3 ani și ceva.
plus aducțiune de apă până vă trage sufletul, doamna primar, plus lucrurile aferente legate de infrastructură. Sunt multe lucruri, ele trebuie legate una de alta, pentru că, uitați, facem asfaltul pe urmă, dacă nu e apă, trebuie să strici asfaltul, dacă nu e, trebuie... Mi s-au mai spus undeva, văzusem undeva un comentariu, mi-au spus ceva de genul că, păi da, a făcut drumul și să vedeți când vine canalizarea, o să strice tot drumul ca să facă canalizarea. Ce trebuia să aștept? Să aștept să facem canalizarea care durează și este unul dintre proiectele cele mai grele ale județului Bacău prin Poim și sunt 41 de comune prinse la mijloc. Ce trebuia să aștept? Să mai aștept încă 5 ani de zile și să mergem tot prin găuri pentru că nu trebuia să luăm decizia asta? O să avem și pământul necesar pe lângă cumva, o să ne încadrăm să facem. Peste tot s-a făcut așa. Dacă faci așa, nu-i bun. Dacă faci așa, tot se găsește cineva că nu este bun. Nu o să fie bun niciodată. Dar de fapt, de drept, cred că contează majoritatea oamenilor ce spun. Că întotdeauna se găsește unul, doi. Asfaltarea de la Moinești. Am ajuns să mă cer cu primarul de la Moinești să spună ce caut pe drumul lui. Mie nu mi-a venit a crede ce putea să spună. Sunt 4 ani de zile de când umblu la Consiliul Județean pentru acest drum. Și nu numai asta. Știți și dumneavoastră că ședința de Consiliu Local s-a făcut, că a venit la noi ca să ajutăm cu probleme pe care le-am avut de ajutat și știți foarte bine că am ajutat și am spus, domnule, ajutăm cu asta pentru ca să se dea drumul înapoi la Consiliul Local a drumului acela să putem să-l facem. Ce a fost așa de greu de înțeles? I-a spus să spună câți bani a pus. Asta e foarte important. Să spună de câte ori a dezăpezit bucata aceea de drum. O să spună singură dată când o mașină a intrat de acolo și a dezăpezit. E ușor, este foarte ușor să vii să spui. Nu era mai frumos ca domnul primar de la Moinești, fiind acolo de față cu toată lumea, să vină la mine să spună, Diana, suntem vecini de atâta timp, ne cunoaștem și spunem că suntem prieteni, haide, uite, suntem amândoi, vedem care-i treaba, stăm de vorbă, nu era cel mai frumos, așa? Îmi permite, doamna primar? Nu vă permit, lăsați-mă să termin. După toate aceste lucruri, chiar m-am supărat și am zis, nu se poate, domnule, zic, dar chiar, adică, și încă ceva. Gândiți-vă dumneavoastră care dintre dumneavoastră puteți, puneți-vă în locul domnului primar de la mâine și spuneți care dintre dumneavoastră ați vrut să asfaltați la pod. Spuneți care ați fi făcut treaba asta. Doar dacă prisoseau banii și dădeau bani afară din vreo găleată și vinea și dădea banii, hai să fim cinstiți. Moral vorbind, și sunt oameni din comuna Poduri care pun întrebări pe Facebook și mă întreabă, dar cine a făcut drumul? Da, e făcut de tine. Da, asta mai contează acum cine a făcut drumul? Nu contează că erau găurile cât de jumătate de metru? Să vină aici să le prezint acte. Să vină să prezint actele care au fost făcute și demersurile care au fost făcute pe lângă Consiliul Județean ca să vadă ce. Eu nu mă apuc să le șir pe Facebook. Am spus despre ce este, facem publicitate pe Facebook pentru lucrurile care sunt făcute frumos, dar pentru ce este document. Și așa să vină aici să le prezint, să vadă cam ce a fost. Nu ai cum să treci prin lucrurile astea așa fără să te superi și fără să știi că lucrurile le faci pentru... Să spună câți din Moinești vin și transitează, acum să vină la pod. Care se ducă? Nu al nostru este drumul. Nu este drumul pe care noi mergem. Nu este drumul despre care am vorbit de atâtea ori și în ședințele de consiliu și peste tot. Foarte ușor de a vorbi lucrurile atunci când nu știi pe ce lume te afli. Eu nu am nimic cu Moinești, nu am nimic cu domnul primar de la Moinești, dar mi se pare totuși că o prietenie și o responsabilitate și o responsabilitate morală din partea noastră și a mea, că nu sunt nici eu perfectă, dar sunt perfectă în ceea ce privește Comuna Poduri, că am ținut cu această comună. De fiecare dată am ținut și mi-am pus sufletul pentru această comună și am avut nopți nedormite din cauza că lucrurile nu au mers poate cum trebuie. Am încheiat cu Moineștiu și cu acest să fim sănătoși și să putem să-l, cum să zice, să putem să exploatăm drumul la max, să circulăm în regulă și să ne fie bine. Asta este una dintre probleme. În proprietatea noastră acum? Nu, a Consiliului Județean. Este proprietatea Consiliului Județean. Da. Da. După drumul acesta, pentru că aveam pe suflet așa să vorbesc despre drumul ăsta, vă invit să vă duceți la Cernu, să vedeți lucrările de la Cernu. S-au făcut lucrări și pe șlanțuri și pe drum și pe... S-au pus asfalt, a doua parte de asfalt. Nu cred că este cineva care să spună că nu este bine. Încercăm să punem asfalt și în alte locuri. Asta am început să spun, că în momentul în care vine, începuse acea ploaie
torențială și așa și începuse să iese apa, eu veneam pe drum de la București pentru sala de sport. Și fusesem la București. Toată treaba asta a trebuit să din telefoane să stau să o coordonez. Și ploua, deci nici nu se vedea pe drum pe unde am venit. Nu credeți că e chiar așa de simplu, stai pe drumuri, ăla sună că i-a trecut bolovan pe lângă casă, ăla sună că nu poate să treacă pe pod. Au ieșit băieții imediat de la poliția locală, au ieșit utilajele pe drum, n-a stat nimeni, chiar n-a stat. Dar nu putem să facem lucrurile așa. Chiar în momentul în care s-au întâmplat, le și facem. Încercăm, dar nu se poate. Eu aș vrea să fac tot, să nu mai fie nimic. De făcut stau și eu pe scaun toată ziua și să n-am nicio treabă. Asta cred că ar fi ideal, da? Toată lumea acum sunt, nu le place o bucată de asfalt, nu le place ce, cum fac eu cu utilajele. Bârfiesc pe la colțuri, să bârfiască, să vină ei să facă mai mult. Care sunt mai buni? Care așteaptă să ies la pensie și să-și depună candidatura? De pe aștept să vină, dar să facă treabă. E ușor să vii să vezi ce frumos e pe scaun de primar. E frumos, dacă stai, e foarte frumos. Dacă stai și nu te interesează nimic și ce frumos, e foarte frumos. E o meserie așa frumoasă, să stai să zbilu ăla, să aducă ăla de băut, cealaltă să aducă cafeaua, cealaltă nu știu, știi ce fain e să stai așa? Ei, eu n-am avut parte de experiențe de genul ăsta. Mai am câte ceva să spun, dar acum m-am răcorit, da. Vin altele din urmă. Eu două întrebări am să pun. Și Consiliul Local și doamnei primar. Domnul primar Dobrovață, când erați dumneavoastră primar și eu viceprimar, domnul Vieru, actualul primar al Moineștiului, n-a comentat, n-a zis absolut nimic. Când am pus noi pancarda, bine ați venit în Comuna Podului, era grădinița aceea privatizată. După aia am tras concluzia că domnul comisar șef Margine s-ar fi gândit, mă, taxele la comună sunt mult mai mici că la oraș, alte lucruri. Și s-o afilia plătea taxele la noi la poduri. Ne-am documentat la toate arhivele posibile și imposibile, naționale, n-am trecut la internaționale. Hotarul comunei poduri este pus de domnul Dobrovăț și de pe timpul când eram viceprimar acolo. Acum i-am arătat și doamne primar sau nu știu cui, lui Ionuț, veneam într-o zi, soțul Ramona de la Moinești, păi Ionuț, dar ce-i pancarda asta aici, bă? Moinești, bine venit, una mititică. Luați domnul administrator chichineața aia cu autogrederul, cu buldozerul ăsta și dați o râpă, domnule, dați un prâu gâzului. Ăsta primarul de la Moinești, mi-e prieten și mi-e drag, dar îi spun în față, domnul Vieru, total greșit. Doamna primar Diana are dreptate. Da. Și mai a doua întrebare, n-am pus-o. Apropo, jumate din Moinești e racordat la programul nostru, proiectul nostru, domnul primar, de apă? Parcă așa eu știu că n-am depus noi proiectul, nu domnul primar, jumate din Moinești o afilia la noi. Acum să dau marinia și apa, cred că. Apa, deci nu jumate. Preparat, nu e. Este racordat la rețeaua care a făcut urmă din programul. Păi vedeți? Nu-și vede lungul nasului, domnul primar Vieru. Da, a rămas ceva de acel loc. Ceva să-i da. Sunt multe probleme de discutat. Nu asta, de fapt, nu, problema noastră nu este ceea ce se întâmplă cu Moineștiul. Pe mine nu asta mă interesează. Pe mine mă interesează ce se întâmplă la noi. Asta e cel mai important. Și să creștem noi nivelul de trai, nivelul de civilizație, nivelul de a face lucruri bune, cred că asta este cel mai important și cred că asta rămâne. Eu și cu cei care sunt contra candidați politici, eu nu am avut niciodată probleme în sensul de a nu mă plia cumva, dar să nu ajungă, deci un singur lucru am. Dom'le, spune ce-i de spus și spune lucrurile pe care le faci tu. Nu spune lucruri care nu-ți convin la mine. Dacă vrei să faci ceva, spune lucrurile pe care le faci tu și cred că e cel mai important. Asta este una dintre probleme. În altă ordine de idei, să știți că mai sunt proiecte la care se lucrează.
Din păcate, cum ați văzut, s-a achis PNDL-ul. PNDL-ul este cel care, pe care s-au dat banii pe toate, pe toate asfaltările care au fost făcute în Comuna Poduri și se lucrează pe Cernul tot prin proiectul PNDL. Să sperăm că nu o să, că nu o să fie nicio problemă în a plăti ceea ce s-a făcut până acum ca să nu să fie finanțat în continuare. Stăm așa, cum ar veni, între ghilimele, să zic, stăm la pândă pentru viitoarele proiecte, pentru că imediat ce vor fi alte proiecte, vom mai încerca să facem asfaltări. Au rămas la compania de investiții vineri când am fost la compania de investiții, nu doar pentru sala de sport, am fost și pentru drumurile acelea care sunt pe situații de urgență, drumuri care, puse pe situații de urgență, vineri atunci iar am avut aceleași probleme cu ele și din nou astăzi o să vină comisia de la ISU pentru a vedea tot ce s-a stricat și acum tot ce s-a stricat, noi avem poze, avem, pentru că unele lucruri le-am refăcut, nu puteam să lăsăm așa. Mai avem probleme cu Cernul pe Cheșchea, din nou după partea, înainte de, sau nu, după, după, înainte de gabion pe care l-am făcut, înainte de gabion, da, din nou a luat o parte din drum și deci ar trebui să vedem cum facem, să intervenim ca celălalt gabion să-l facem acolo. Acolo am rămas restanță și la niște persoane de făcut podul care să, un pod, o punte care poate să facă traversare. Sunt mai multe locuri unde avem nevoie de punți. O să începem racordarea la apă și extinderile de apă pentru Cernul, așa cum am spus, până la Cămin prima dată și în alte locuri. Vreau să fac și o extindere la iluminatul public. Extinderea pe care vreau să o fac, aștept acum un deviz, este aceea de pe Cernul, care unește Bucșești cu Cernul, pe unde este cimitirul adventist. Să facem și acolo, pentru că e o parte circulată și care nu e iluminată și plus de asta, nefiind case, nefiind, e o parte destul de întunecată, așa, și e bine să nu se mai circulă oameni, poate și pe jos mașini și cred că e un lucru bun să arate cum arată iluminatul public de pe Făgădău, pentru că ați văzut că pe Făgădău este... Suntem în top cu iluminatul ăsta de pe Făgădău. Pentru cine trece noaptea și vede, crede că suntem New York. Mai sunt unii, dau stâlpi pe jos? Doamne ferește, astea sunt lucruri care, adică în momentul în care e un accident, dacă este ceva, nu cred că și-a dorit omul să intre în... Așa am avut și eu și când am intrat cu mașina, au făcut din asta, au dat filmări, au făcut dintr-o asta, parcă m-a apucat să mă acum să fac kamikaze și vreau să sar peste niște mașini și știți ce, așa de mult mi-am dorit să intru în mașina aceea, deci așa m-am simțit de bine și așa de bine a fost și satisfăcut și așa satisfăcuți au fost aia care au făcut filmările, că uite ce a făcut primarul de la Poduri, că eram cu vin roșu în mână, deci chiar mie vine să râd, având în vedere că eu sunt anti-alcool și n-am băut niciodată. Da, păi nu beau, dar mă rog, acum m-au făcut și beții, au terminat toate, tot ce se poate spune despre un om și despre o femeie, au terminat tot, acum eram cu sticla în mână, terminasem toate. Da. Au terminat apelativele și acum rămăsese asta cu sticla. Da. Nu vreau să pățească, ferească Dumnezeu de accident sau ferească Dumnezeu să pățiți ceva, pentru că noi până la urmă nici la dușman și nici la nimeni nu le doresc așa ceva, până cred că suntem încă normal și cerebral ca să credem că râdem de cineva pentru că a pățit o chestie de genul ăsta, pentru că oricăruia dintre noi se poate întâmpla. Așa că de asta spun că Doamne ferește că acolo pe Făgădău, dacă vii cu viteză mai mare sau mai ales dacă iarnă, câte mașini au fost scoase din șanță acolo și câte se întâmplă, asta e... Nu e așa de bine. Fata cu accidentul pe asistentă medicală ieșise din tură cu perioada COVID foarte grea. Este sora polițistului Brumă de la Poliția Moine da, Scostel. Da, ferească Dumnezeu de așa ceva. Nu era băută, nu era absolut nimic. Da, dar nu că acum vă spun așa că beau femeile și bărbații mănâncă. Da. Vă invit acum, după toate aceste discuții, după... Spuneți, domnul Starparu. O vorbă. Deci, vis-a-vis de drumul de la Moinești, ca să închem discuția și v-ați venit că v-ați calmat. Deci, în toate întâlnirile care le-am avut cu cei de la Consiliul Județean, și nu am fost la câteva,
De ani de zile, doamna primar a susținut, ajutați-ne să reparăm drumul ăsta. Avem două ieșiri spre Moinești, amândouă spre rușinea Moineștiului, niciunul nu-i făcut, nici prin găzării, nici aici. Da. Dacă nu exista de atâtea ori la Consiliul Județean, nici acum nu se făcea nimic. Și dacă... Domne, să mă lasă să-l fac și pe ăla de la găzării, că-l fac. Dacă vreau... Îl pun în bugetul viitor și-l fac și pe ăla de la ieșire de la găzării, fără niciun fel de problemă, chiar îl fac. Da. Numai să-mi dea posibilitatea să-mi dea prin concesiune, să vină să-mi dea mie dacă este posibil, să-mi dea că-l fac. Este pentru, este pentru Comuna Poduri. Până la urmă e scurtătura asta pe care mergem pe aici. Acum încă ceva vedeți că pe drum o să găsiți oamenii care vin și încep să frezeze și sunt locuri unde pentru care am pus bani să reparăm în unele locuri unde este stricat asfaltul. Au început cu Bușeștiu, o să fie și pe Rusăiești, sunt în mai multe locuri, nu mai știu acum exact fiecare, dar acum sunt în Bușești. Ați văzut care toată comuna este chiar într-un șantier, așa este, chiar este un șantier. Plecați de unde doriți dumneavoastră, din orice colț al comunii, să vedeți că ceva se face. Vă invit să mergeți la drum, care aveți răbdarea, posibilitatea și care aveți disponibilitatea și când vă doriți acum sau altă dată când puteți dumneavoastră, vă invit să vedeți după zeci de ani și după zeci de probleme, vă invit să vedeți drumul de la Brănești care începe să prindă conturi, cu siguranță a început să prindă. Ședința următoare, doamna primar, haideți că toți domnii consilieri și doamnele consilieri le urcăm în microbuzul școlar sau cu mașinile noastre și mergem pe la bere, la deal. Nu am problemă, eu mă duc în taxi. Facem ședința. Facem la domicilie. Berea, domnul de la hai să zicem așa, care transmite, să nu cumva să credeți că berea e bere. Nu, berea e numele unei familii care e pe strada aia. Da? Da. Vă mulțumim frumos pentru că ați venit. O să mulțumesc totuși cetățenilor Comunei Poduri care au răbdarea necesară și știu ce înseamnă să muncești și mulțumesc frumos celor care și pe Facebook și în viața de zi cu zi vin și mă felicită pentru ceea ce fac și ce întreprind și vă spun că aceste lucruri, poate o simplă felicitare, poate un simplu cuvânt bun, cred că mă face să merg mai departe, cu toate cât de multe ori aș fi renunțat. Vă mulțumesc frumos! Și sănătate tuturor!